Salut! Astăzi vreau să prind încă un urs. Să prind. Nu știu de ce zic mereu să prind. Vreau să vânez încă un urs. Probabil obișnuit cu jocul de pescuit. Cu fishing simulator. Da, trebuie să iau un urs cu... Unde e, mă? Aici. Cu scorul de peste 50%, aici e scorul de la Fines. Am reușit să-mi dau seama ce rol are iconița asta de aici. Am reușit să prind unul, un urs. Ăsta e, cu scorul de 90, 4 stele avea trofeul. Am 4 stele aici pentru că mi-a luat foarte mult să-l găsesc. A durat foarte mult să-l găsesc, vreo 10 minute, un sfert de oră am stat să mă prind, nu reușeam să găsesc urmele. Mă pierdeam mereu și... Din cauza asta scade. Dacă scade aici, e și prețul mai mic pe captură, pe urs, pe ce ai vânat. Așa, o să încerc să mai găsesc unul de 4 stele. Posibil să meargă și de 3 stele. Și de 3 stele s-ar putea să meargă. Cu 3 stele să aibă peste 50%, dar vedem ce reușesc să găsesc. Pe primul l-am luat în zona asta și abia am reușit să găsesc 2 urși. Unul de 4 stele și unul era de 1 stea. Era tânăr. O să încerc acum în zona asta. Mă duc aici, am 3 locații cu urs. O să încerc să văd dacă găsesc ceva. Așa, hai să începem. Scot eu ăsta de la Nvidia GeForce. Bun. Mă duc la mașină și plec în direcția aia. Punem semnul. Punem aici niște semne. În momentan mergem pe... spre zona de hrănire. Nu, greșit. Ursule. La 3 dimineața mănâncă, bea apă, la 7. 7 a trecut de 7, 10 doarme și mănâncă, posibil. Doarme și mănâncă, da? Nu, ba da, doarme și mănâncă. Hard. Pe de asta unde doarme, că n-am citit zona unde doarme. La asta poate? Nici la asta? Nici la asta, doarme și mănâncă. Hai să sperăm că... găsesc ceva în zona aia, mă duc să iau mașina. Absolut nimic. Nimic. Da. Varianta a doua. Mergem repede. Văd ce se sperie. Ce, mă? Sau de ursul. Gata, l-am găsit. Fix în față, gata, mă, l-am găsit. Pot să-l văd? E în față, dar unde e în față? De metri. Nu-l văd. L-am găsit, mă, până la urmă. În zona asta. Pe jos. Sper să nu se sperie. Să nu-l sperii, merg încet. Unde e? Calm. În față, unde e în față, că nu-l văd? Mă, nu văd. E chiar în față și nu-l văd. Nu-l văd, mă. Pe sus. Dar unde pe sus, că nu-l văd?
Mă apropie prea mult și poate îl sperii. Îi dau cu fotomod să văd dacă reușesc să-l găsesc în față. Nu. A, ba da, în dreapta, gata, l-am găsit. Acolo e după copac, parc. În partea aia. Oh, e în fața mea. Nu, mă, nu e în fața mea, în dreapta. Sunt foarte aproape deja. Cum mă să nu-l văd? Eu nu înțeleg. Cum să nu-l văd? A, uite-l. Gata? Ăla e? Ăla e capul, nu? Ăla e, da. Dar nu mi-arată scorul. Scorul de câte stele e? Ăla e, mă? Aha, ăla e. La 15. Chiar în față, mă. Gata, l-a găsit. Zi... E mare, e mic. Câte stele are? Nu-l văd de copaci. 3 stele, ăla e, mă. Hai să vedem dacă reușesc să-l iau. Uite-l. Avem sub 100 de metri. Ținem la inimă. Direct som. Din prima l-am pus jos. Hai să vedem. Băi, cât m-am chinuit, mă, pentru un urs, băi, cât am mers, cât am jucat, cât am mers eu pe jos. De la mașină de aici, de la mașină până în zona asta. Am luat-o și pe partea asta pe sus. N-am găsit zona unde dormeau. Să văd ce misiune am apoi, dacă nu mă orientez pe orice reușesc să găsesc. Ceva mare. Iam. Are. I-am dat inimă, plămân. Bine. Hai că am tras acceptabil. 710? 72, deci pe 3 stele are 72 scorul. Super tare. Bun. Aici. 2. Băi, 710, mă. L-am urmărit 4 minute. A, de când am reușit să citesc, să aud cum strigă, nu? Că? Nu pot să-l văd eu. Nu. Dacă pot vedea și fără astea. Tu nu știu ce vrea tău. Play, ce vrea tău.
Play ce? A, să mi-l arăt așa, da. Bine. Looks like we just earned ourselves a new customer. Bun. Pink. Când arată violet, e inimă, plămân sau ce mai vrea el să fie. Bun. În situația asta, eu zic că aș putea să merg după Elk ceva, nu? Caracter. Nu. Caracter? Ba da. Caracter inventar. Cam și pentru Elk. L-am chemătoare. Folosit ca Elk. Nu, avem căprioare. Și am mus. În zona asta n-am mus. Am? N-am. Dar am Elk. Elk și căprioare. M-aș orienta pe căprioare. Că tot am arma. Mă luăm o căprioară. Muldir. Pe la 1 mănâncă, nu, pe 1 doarme. Și e 11, deci nu acum. Muldir ar fi... pe undeva să bea apă, pe la... prin zona de băut apă. Adică pe aici. Mergem pe lângă râu. Mă duc pe lângă râu. Mergem pe lângă râu atunci. O să încerc să dau cu chemătoarele. Poate aud vreun semn de viață. Bă, că m-a ținut, mă, misiunea asta. Așa, astea sunt. A, urmele de la urs. Și asta. Deci au trecut căprioare și pe aici. Bursuc. Mi s-a părut că am auzit ceva. Gălăgie. Asta e de la urs. Zona de citit pe aici. Și avem ceva nou. Pe aici doar căprioarele. Perfect. Am auzit, gata. Unde? Unde e, mă? A, jos. Perfect. Perfect. Căprioară înseamnă 2. Arma a doua. Stai, nu, stai să vedem. Bine, 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 calmă. Bursuc. Am suprat vreun bursuc. Bine, sunt pe lângă râul ăsta. Și putea să le chem? 8. Posibil să fie și prin partea asta? Ce, mă? Unde s-a auzit? Ăla e Elk. Bă, nu mai arată, mă, le aud, dar nu mai arată. Nu mai citește asta deloc bine. Undeva prin stânga, bănuiesc că ar fi și Elk.
Bursuc. Nu, ia, s-a auzit. Fix în față. În fața mea, unde? Să mă dau după un copac ceva. Pe acolo. Iau căprioara și dacă am norocul să mă duc și după el, vom vede. Mai dau cu chemătoarea. Poate vine aici. Uite-l mă că sunt. Răspund și ele la chemătoare. Să scot ăste. Răspund și ele la chemătoare. 140 de metri. Sunt prea aproape. Sper să nu le sperii. Sunt prea aproape acum de ele. Unde? În jos. 100 de metri, mă bag culcat. Merge prea greu așa. Atât de greu se mișcă, mă? În jos, uite-le. Le aud, dar nu le văd. Una nu văd. Sunt chiar în fața mea și nu văd niciuna. În dreapta nimic, să sperii. Nu văd, mă, niciuna. Vântul bate bine. Încerc să dau din stânga. Absolut nimic. Bă, și sunt chiar în fața mea, mă, dar nu văd una. Ia. Stânga. A, gata, am găsit-o. 3 stele. Pe aia o iau. Sau să o iau pe aia matură. O iau pe aia matură, le las pe alea, că zice că dacă le las pe astea mari, se culcă, bă! S-a culcat. Dacă le las pe alea cu multe stele, și le vânesc pe astea care sunt fără stele, în timp se înmulțesc cu mai multe stele. Se înmulțesc trofeele care au mai multe stele. Așa că, 2, 2, 2, 2. De fapt, nu. Să fiu mai atent, am una, să o iau pe cealaltă. Mai puțin mai în față. Să iau pe aia. Ceva matur aș vrea să iau. Ceva matur. S-a speriat? Nu, e calm. E calmă. Aia matură. Gata, pasta. Și ăla e tânăr. Ăla e masculul ăla de 3 stele. Da. Deci asta în față, gata. Hai să văd dacă reușesc să o iau. Asta, da? 100 de metri. A, dar nu mai văd.
Greșesc? A vine să bea apă. Mai bine. Asta e aia matură sau e aia tânără? Nu-mi dau seama. Nu, aia e matură. Am luat-o, mă? Vedem imediat dacă am luat-o. Sper să nu fi luat căprioara tânără. S-a dus în dreapta. N-a căzut, mă? Ba da, m-a căzut. Ia, și acum să nu-mi zici că e tânără. Matură, mai cam la bine. 187. N-are nimic, e bine. E foarte bine. Ce-am găsit, mă? Căprioare? Hai că mai au niște căprioare atunci. Am vrut eu să iau elk, dar dacă n-am reușit să iau, că i-am speriat. Mai au niște căprioare atunci. 200 de metri în față. Bine. Poate mai la stânga. A, uite-le mă, gata. Dorm, ne-am speriat. Nu? De ce dispare mă așa repede? N-am pus să citesc. Calmă, da, matură. Calmă, unde... Dorm ăsta aici, tânără. Nu vreau să văd... masculul ăla care-i treaba cu el. Mă duc mai jos. Ăla, mă. Sunt trei, da? Avem trei. De ce nu le citește? Matur. Era și un mascul, mă. Matură. Femelă, unde e masculul? Cu coarne nimic pe aici? Ba da, ăla din față. Pe ăla vreau să-l iau. Dacă reușesc să-l citesc. Cât are, mă? Nu, ăla e mascul, dar nu mi-l citește bine. Ăla, gata, poziție perfectă. Două stele. Îl curățăm pe ăsta. Îl curățăm. 2, arma 2. 2. Calmă. Să vedem. Deci 50 de metri. Se ridică 100. Dacă n-am poziție. N-a căzut, mă? Ba da. Bine. A, bine, am pus și semn, dar îl văd, dacă nici acum nu-l văd. Unde a căzut. Probabil asta e zona de dormit la căprioare. Sigur, asta e. Ba da, bă, era citită. Și avem... urs? Urme proaspete de urs? Pe cum era ursul unde au fost și căprioarele? Ciudat. Hai să iau ăsta repede. ...357, bun, bun. De două stele. Bine,
Să mai iau ceva? Mai caut ursul? O fi prin zonă ursul?